și pe canalul Unicorns! Astăzi voi face un nou video cu Lego. Știu, eu n-am mai postat de mult un video cu Lego, adică de câteva zile, doar că n-am avut timp și am avut și niște treabă, așa că am fost și răcită și încă sunt, dacă mi-au zis vocea, e un pic cam urâtă, dar ce să fac? Dar eu azi am zis să fac un video cu Lego, chiar am vrut, și voi mai face unul cu ponei. Deci sper să vă placă! Haide, cine știu că primesc cu colindul? Colindător, ce frumos! Nu râdem de dumneavoastră, râdem de la gluma făcută mai devreme. Da, sper să nu râdeți de mine. Cântați, colinde. Domn Thompson, lăsăm că am plecat să colindă. Domn să lăsăm să mâneze ca prima. Că în restul acum n-am mai primit nimic. Hello, are you here to care on me? Mama, asta vorbește irlandeză. Zic tu că tu știai asta cu irlandeza mea. Evetana. Ok, let's hear it. Brat frumos. Stop. Can you see in English? Ce vrea asta? Să vorbim mai tare. Ok. Oh, brat frumos! Cu ce dira tot verde! You better leave now. Arca the police. No, police? Știu ce înseamnă asta. Chemă poliția! Fugi! Da? Primiți cu colindul? Da, hai să auzim ce știți. 2, 3, 1 și dom să înăl. Steaua sus răsare ca o brad frumos. La anul și la mulți ani. Bani! Nu mi-a sunat acolind. Cred că ați uitat câteva versuri. Nu, doamnă, ne cântăm colinde de ani buni! Păi eu chiar mă pricep foarte mult la muzică. Întrebați-o pe Stephanie. Să știți că sigur e bine! Bine, hai mai cântați încă un colind. Și dacă îl cântați cum trebuie, vă dau 50 de lei. Bine, doamnă! Deschide ușa, cretine! Deschide ușa, cretine, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu tine. Primiți cu colindu? Da, sigur, să vă aud. Dom-dom, să-nălțăm, dom-dom, să-nălțăm, că-am plecat să colindăm, dom-dom, să-nălțăm, când boierinu-s acasă, dom-dom, să-nălțăm, când boierinu-s acasă, dom-dom, să-nălțăm, dom-dom, să-nălțăm, dom-dom, să-nălțăm. La anul și la mulți ani. Foarte frumos. Uitați aici o ciocolată de fiecare.
Ciocolată? Ce să facem cu ciocolată? Să le mâncați! Ciocolata nu ne ține de foame. Ba noi? Dar am niște covri good, dacă vreți. Stai. Nu vrem. Mai bine aduc portofelul. Îmi pare rău, chiar nu am bani. Păi noi pentru cine am cântat? Ce prin casă? Nimic. Stau în casa bunicii mele. Cu bunica mea. Dar bluza asta de pe tine de unde o ai? Nu-i foarte scumpă. Bine, hai că merge. Dă-o încoace și data viitoare să ai și bani la tine. Dacă v-a plăcut, vă puteți abona și să dați like și să știți că eu nu folosesc gen de cuvinte în colinde, dar am zis să facem și noi ceva amuzant. Așa că am zis să-l folosesc. Și îmi pare rău că l-am spus, dar am zis, un video trebuie să fie și el amuzant și te face să râzi dacă auzi cuvinte din astea, așa? Așa că, sper să nu vă judeca și eu chiar nu am vrut să folosesc acest cuvânt, dar, nu știu, l-am folosit pentru că am mai văzut și la alți youtuberi care au făcut gen de videoclipuri doar că cu ei însăși. De exemplu, la Iulian Lemnaru am văzut și m-am inspirat de acolo, adică am luat lucruri de acolo. Adică cam tot videoul este făcut la fel ca acela, doar că e în Lego, cum a fost Fur Rain. Așa că a fost luat de pe Netflix și eu l-am făcut în Lego. Și acesta este cam la fel. Și dar sper să vă placă și să nu vă supărați că am folosit acel cuvânt. Că și el, da, și el a folosit același cuvânt și am zis, hai să fie amuzant ca acolo și am folosit. Da, și voi mai face să nu uitați încă un video care îl voi posta în seara asta după ce termin să editez acest video cu ponei. Și eu îmi cer scuze că postez editurile așa târziu, doar că v-am spus, am foarte puțin timp. Acum că eu am la vacanță, voi posta mai devreme, că de postat des postez în fiecare zi. Bine! Pa, unicornii mei!